zile, de astăzi, 22 iunie 2016, am rugăminte la dumneavoastră, în primul rând, să închidem toate telefoanele mobile sau să le punem pe silent, în așa fel încât lucrările științei să nu fie tulburate. După aceea, am o rugăminte la dumneavoastră să-mi spuneți dacă sunteți cu convingere religioasă, ortodoxă sau de altă natură. La mine, evanghelist. Ok. Aveți ceva împotrivă ca unul dintre părinții prezenți să spună o rugăciune de binecuvântare acum la începutul lucrărilor ședinței? Nu. Atunci să rugăm pe unul dintre ei să binecuvinteze ședința. Vă rog. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te zășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne mângâiește, Doamne mângâiește, Doamne mângâiește, prea cu ceea începem de binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și ca Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim. În aceste condiții, o să dau citire Ordinului Prefectului privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a consiliilor locale din județul Bacău. Prefectul județului Bacău emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale conform anexei din prezentul ordin. Articolul 2. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a consiliului local va fi desemnat prin delegație scrisă. Este la dosarul pe care l-am prezentat doamnei secretar. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Acestea fiind spuse, o să dau citire procesului verbal de la circunscripția electorală Bârsănești și o să încerc să fiu mai scurt. Dintr-un total de număr valabil, de voturi valabile exprimate, de 1804, Partidul Național Liberal a obținut 273, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 236, Partidul Social Democrat 1093 de voturi, Partidul Social Românesc 152 de voturi. În urma procesării datelor de către organele abilitate, s-a ajuns la următoarea listă a consilierilor. Botezatul Gelu, care este și consilier, dar în același timp a fost validat și în funcția de primar, după aceea domnul Gabrielul Daniel, doamna Pelin Cristina, Gaman Maria, Enache Lucian, Păinaru Mariana, Burnike Florin, Vârlan Vasile, Petru Costică, Anei Felix, Miron Costel, Blanaru Gheorghe, Stanciu Georgescu, Stan Mihail. Dintre cei pe care i-am citit mai devreme, este cineva care nu este prezent? Da. Deci, în acest moment, avem vorumul necesar de peste 2/3 din numărul de consilieri aleși și validați, astfel încât să putem desfășura ședința Consiliului de Constituire a Consiliului Local. În acest moment, am lângă mine doi dintre reprezentanții dumneavoastră, cel mai în vârstă consilier, cum vă numiți? Stanciu Georgescu și cel mai tânăr, Enache Lucian, care vă vor asista pe parcursul desfășurării lucrărilor. În momentul de față, trebuie să vă prezint invitații pe care îi avem. În sală sunt alături de mine, din partea instituției prefectului din județul Bacău, doamna Carmen Ciotan și doamna Florentina. De asemenea, sunt reprezentanți ai presei. Este de asemenea cu noi domnul Andrei
Setor, Bogdan Setor, scuze, părinții și întrebarea pe care vă adresez dumneavoastră este dacă sunteți de acord cu prezența invitaților. Cine este pentru? În sus. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci votat în unanimitate. Bun. Acum. Haideți să vedem care este distribuirea pe organizații politice pentru a constitui grupurile de consilieri. În cadrul grupurilor de consilieri se vor face propuneri cu privire la urmările următoare, în privința reprezentanților. Și asta, dacă consilierii care sunt prezenți de față acum hotărăsc să se asocieze în diverse grupuri, pe diverse criterii, fie apartenența politică, fie convingerile lor religioase de altă natură, acum au prilejul să o facă. Dacă sunt grupuri care nu constituie cel puțin 3 membri, se pot asocia cu alte formațiuni de genul acesta. Aveți 10 minute să vă formați astfel de grupuri, iar după aceea grupurile respective vor face propuneri pentru Comisia de Validare a mandatelor consilierilor de astăzi. Din acest moment aveți, la dispoziție, 10 minute să vă organizați în felul acesta. Probabil unul dintre grupuri va fi cel al Partidului Social Democrat. Îmi trebuie un reprezentant care să votească în numele grupului respectiv. Consilierii de la celelalte grupări politice, dacă au măcar un număr de 3 membri, pot să formeze un grup de sine stătător, dacă nu, se pot asocia cu alte grupuri. Nu? Nu? Păi da, dar pot să formeze împreună. Da? Da? Nu. Dacă nu, rămâne doar cu PSD și atâta tot. Cine este pentru numărul de 3 membri? Mâna sus.
Cine este împotriva? Dacă se abține cineva? Deci votat în unanimitate. În momentul de față, vă rog frumos să faceți propuneri nominale pentru trei persoane din cadrul dumneavoastră care să facă parte din Comisia de Validare. De la grupul PNL, am propus de domnul Stanciu Georgescu, propunerea de domnul Stanciu Georgescu, de la dumneavoastră. Da. Așa, și în al treilea rând. Mai trebuie de. Și domnul Stanciu este bun. Deci, este, cine este pentru această constituire? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Ok. În momentul de față, invit lângă mine membrii Comisiei de Validare să ne uităm pe documentele de la dosar și să începem să vedem dacă sunt probleme cu acestea. Din Comisia de Validare, haideți în pace. Deci trebuie să le arătați consiliul din Comisia de Validare a testat certificatul de validare a consiliului. Acela cu care de acest subiect. Vă rog, aici aplicăm din portul ăsta, vă uitați toți trei, toți trei să vă uitați. Ceilalți membri din Consiliu ridică mâna dacă vor să-l valideze, dar trebuie validat. Deci numai pe baza unor motive temeinice se refuză validarea lui, nu votează consilierul care se aude strigat. Da? Bun. Supun la vot validarea domnului Gabriel Daniel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci validat în unanimitate. Propun validarea doamnei Pelin Cristina. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Propun validarea doamnei Găman Maria. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Propun validarea domnului Ienache Lucian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Propun validarea doamnei Păinaru Diana. Atunci, haideți să mergem mai repede. Propun validarea domnului Vornichie Florin, în unanimitate, a domnului Vărlan Vasile, a domnului Petru Costică,
a doamnei Ani Felix, sau Domnului Felix. Ar nu vizionei. Am scuze. A domnului Miron Costel, a domnului Vlanav Gheorghe, a domnului Stanciu Georgescu și a doamnei Stan Mihaiu. În momentul de față au fost validate toate mandatele de consilier, da? Deci numărul 13, și asta este a doua hotărâre a Consiliului Local. Din momentul de față o să depunem jurământul. Procedura va fi una foarte solemnă. Eu sau doamna secretar va citi jurământul. Dumneavoastră, după aceea, veți veni și veți pune mâna pe Biblie și pe Constituție, sau dacă convingerile religioase sau de altă natură vă împiedică, veți pune doar mâna pe Constituție, veți rosti formula jur, veți semna cele două exemplare ale jurământului, unul va rămâne la dosarul de constituire a ședinței, iar celălalt vă va aparține dumneavoastră. Da? În momentul de față, doamna secretar să îngrașe jurământul. Vă rog în picioare, este un jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bârsănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog frumos să luați loc și începem să venim pe urmă. Te bine și pe Constituție sau nu? Peste ale două, dar am două. Hai să vă să pun așa. Jur. Vă rog să semnați, puteți să da, sunt două exemplare. Doamna Pelin Cristina. Ziceți jur. Jur. Doamna Găman Marie. Domnul Vărlan Vasile. Doamna Stan Mihaela. Thank you.
Ioanei Felix. Jur. Domnul Miron Castel. Jur. Așa. Domnul Leonardo Gheorghe. Cel absent. Cel absent. O să depun în fața colegilor și să-l lasă la prima ședință în care va fi prezent. Domnul Stanciu Georgescu. Jur. Lați loc. În acest moment, propun la vot constituirea legală a Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Votat în unanimitate și pot să declar Consiliul Local constituit pe aici. Bun. Din momentul de față, vă trebuie un președinte de ședință. Și aștept din nou propuneri din partea dumneavoastră. Președintele de ședință va prezida lucrările Consiliului pe o perioadă de 3 luni. Și pe urmă, prin rotație, puteți să puneți pe cine doriți dumneavoastră. Deci aștept propuneri pentru președintele de ședință din partea grupului PSD. Da, dacă tot a fost de la început și cel mai în vârstă, ok, domnul Georgescu, din partea grupului PNL. Domnul Georgescu, asta o cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci, o nouă hotărâre a Consiliului Local. Domnul Georgescu este președintele dumneavoastră de ședință. Mergem mai departe. Acum, domnul primar, vă rog frumos. Dau citire sentinței civile numărul 1583/C, dată în ședința din data de 17 iunie 2016, desfășurată în Camera de Consiliu, completul de judecată format din președinte Anca Crăciun, de fie Nicoleta Tadia Brânceanu, a judecătorii Onești din județul Bacău. Instanța, în numele legii, hotărăște. Admite propunerea biroului electoral al circunscripției electorale numărul 16 al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Validează alegerea domnului botezat Ogelu în funcția de primar al Comunei Bârsănești, județul Bacău, definitivă, dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică astăzi, 17.06.2016. În urma acestei hotărâri, o să-l invit pe domnul primar să rostească jurământul. Domnul primar, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bârsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În momentul de față, îl declar investit în funcția.
primar are nevoie și de un ajutor. Prin urmare, o să vă rog să mă ajutați să desemnăm un viceprimar care se poate să îl ajute în tot ceea ce și-a propus să întreprindă. Viceprimarul, după cum știți, este ales din rândul consilierilor. El, pe perioada mandatului de viceprimar, își păstrează în continuare statutul de consilier, dar nu va mai avea parte de indemnizația de ședință, ci va primi un salariu. În acest sens, aștept propunerile dumneavoastră pentru funcția de viceprimar. Propunerile respective vor fi consemnate de doamna secretar pe niște buletine de vot. Acum trecem pe o procedură specială, pentru că este vorba de o persoană și are o funcție așa de importantă. Votul va fi secret, avem și o urnă și după aceea vedem și cu comisia de validare care va trebui să numere și voturile în cazul în care acestea vor fi valabile sau nu și așa mai departe. Dacă în urma votului dumneavoastră desemnați doi reprezentanți și nu se poate sau mai mult, și nu se poate decide care este reprezentantul cu cele mai multe voturi, atunci primii doi clasați vor intra în al doilea tur și tot așa până în momentul în care cineva va obține majoritatea de voturi. Da? Aștept propunerea dumneavoastră pentru funcția de viceprimar. Da. Propun pe domnul Gabriel. Domnul Gabriel, da? Și în afară de dumnealui? Din partea grupului PNL, propunem doamna Păinar Dumnezeu. Doamna Păinar Dumnezeu. Cei doi sunt de acord cu acceptarea acestor nominalizări. Dumneavoastră sunteți de acord. Doamna Păinaru? Da? Da. Bun. Ok. Deci doamna secretar va face 12 voturi de vot cu cei doi. Dumneavoastră va trebui să scrieți da în patrulaterul din dreptul numelui candidatului pe care îl preferați. Da? Putem lua pauză 50 minute până când se pregătesc aceste chestiuni administrative. Dumneavoastră veți veni și vă veți exercita aceste opțiuni. Toată lumea este prezentă? Da. Până înainte de a o mai explica încă o dată rătătura, am nevoie de doi consilieri care să asiste la numărarea voturilor. Și vă rog să desemnați de preferat în comisia de validare. Deci în comisia de validare, cine este? O să fiu doamna Mariana Păinaru, domnul Bun. Am Mariana Păinaru pentru că este candidat. Nu vă mai Ceilalți doi. Cine sunt? Domnul Georgescu. Bun. Cine este pentru? Nu-i votați pe ceilalți doi consilieri în comisia de validare? Atunci încă o dată. Cine este pentru? N-a fost unul. Cine este împotriva? Dacă se abține cineva, deci este votat în unanimitate. Cei doi consilieri care fac parte din comisia de numărare sunt invitați să vină și să semneze pe spate sau pe față, să semneze buletinele de vot. Între timp, eu vă explic cum se procedează aici. Vedeți că în dreptul fiecărui candidat aveți câte un 4 la 3. Veți înscrie mențiunea ta în dreptul candidatului pe care îl preferați. Da? Vă rog frumos consilierii din comisia de numărare să vină și să semneze aici. Da, ca să după aia să nu fie probleme. Aceasta este urna.
Deci, încă o dată, vă rog, nu faceți nicio altă mențiune, X, Y sau ce doriți dumneavoastră, scrieți da. Da? Altfel se anulează votul respectiv. Da. Și atunci, domnul Gabriel Daniel. Doamna Pelin Cristina. Deci e goasă, da? Da, da. Doamna Gaman Maria. Domnul Enache Lucian. Doamna Poenar Mariana. Domnul Gheorghe Florin. Domnul Vărlan Vasile. Toată lumea a votat? Da. Bun. Atunci invit pe cei doi membri din Comisia de Numărare. Ne spargem. Păi și nici asta. Nici asta. Că o pus în apa patru lată. Da. Și nu așa. Doamne, nici bătea. Să vă explicat totuși, din punctul meu de vedere, că aici oamenii au votat. Trebuie explicat că aici la rubrica asta să pună votul. Da, da. Mulți au înțeles altceva. Păi eu l-am explicat. Bun.
Suntem în fața unei situații fără precedent. În sensul că, așa cum am explicat, v-am rugat să plasați opțiunea dumneavoastră în dreptul fiecărui candidat. Ori, au fost situații în care s-a pus în patrulaterul de deasupra, care nu este purtător de opțiune. Da? Deci, practic, acest vot ar trebui anulat. Da? Având în vedere opțiunea fiecare, că e evidentă... Păi nu, nu, nu. Un pic. Un pic. Deci, acum, dumneavoastră, ca și consilieri, veți decide votul ăsta, că sunt câte în situația asta? 1, 2, 3. 3 voturi. Rămâne valid sau invalid? Valid. Deci, cine este pentru? Mâna sus. Pentru validare, da? Da. Faceți o mențiune aici la coloana respectivă, trageți-o linie. Da, doamna secretar, trageți-o linie. Problemă. Poziție. Trageți-o linie acolo, aici. Vă chiar mai bine să fie o distanță, lăsați-o mare. Tragem o linie în căsătura respectivă, nu-i problemă. Și vă rog încă o dată, nu mai puniți cu X. Da? Au fost tot așa, două buletine de vot anulate pentru că a spus X. Nu? Dacă vreți să anulați, ok. Ia-ți, faceți altceva. Da.
Da? Deci, aveți două patratele libere. Le-am barat și pe celul de jos și pe celul deasupra. Dacă se pune altă mențiune în afară de da, m-am găsit X sau mai știu eu ce, spuneți de revolt, nu. Dacă daul este plasat în afară cele două patratele rămase libere, se consideră vot nu. Sunteți de acord cu mine, da? Da. Haideți încă o dată să vă citim. La Dumnezeu, dar nu da. Felic Cristina. Gaman Maria. Poenos Mariana. Bonice Florina. Vărlan Vasile. Petru Costică. Ani Felix. Ion Costelici. Domnul Stanciu Cercescu. Doamna Stanciu Thank you.
urmăm procedura, cu mențiunea că procedura asta va fi reluată ori de câte ori va fi în voi, până când avem un candidat cu majoritate. Seara. Facem pauză, întâlnim din nou mâine, aici vorbim. Deci asta este, să facem încă o dată, repet, votul este valabil dacă se înscrie mențiunea, da? Și după aceea, dacă cumva se face cu altă mențiune sau în afara celor două patrulatele rămase libere, votul este declarat nul. Dăm încă o dată lista de consilieri, Gavriliu Daniel. Felin Cristina. Gaman Maria. Enache Lucian, Coenaru Mariana, Bunnike Florin, Vărlan Vasile, administrarea domeniului public, agricultură, gospodările, protecția mediului, servicii și comerț. Al doilea domeniu, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. Și al treilea
domeniu, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. Astea sunt doar trei variante. Dumneavoastră vă stabiliți numărul de comisii, domeniile în care le vor activa, precum și componența lor. Da? De asemenea, fiecare comisie își va desemna cu timpul un președinte și un secretar. Aveți 10 minute, 15 ca să vă hotărâți cu privire la numărul de comisii. Și aici, vă rog frumos, grupurile de consilieri să-și intre una trebuie și să hotărăți. Și intră la buget Cinci membri la buget finanțial, 5 la următoare, 3 la cealaltă. Da. Puteți să spuneți la vot. Bun, deci aveți deja domeniile și comisiile, dar componența lor? Păi dacă se aprobă așa în forma asta de 5-5... Păi nu, că eu trebuie să pun la vot pe fiecare componentă în parte. Numărul de comisii, după aceea domeniile și după aceea trebuie să puneți la vot și componența lor. Așa că vă rog să vă hotărâți și cine se facă parte din ele, în funcție de pregătirea fiecăruia, de domeniile de unitate ale fiecăruia. La buget, de bani, să vă învățăm. Hai, Dan, vină cu acest. Florin, cum? Nu, la administrație. Nu, dar contează. Ca să nu zică că nu i-am dat. Da, da, fie și singur învățător, da. Să fie comisia de învățământ. Da. Deci, Burniche Florin, în locul la domnului. Comisia juridică. Da. Și Petru, da? Petru Costic. Și Petru. Și rămâne domnul Enache acolo, sigur, de la Petru. Așa. Nu e corect. Deci nu e corect. Știți să acceptă lucrurile, dar nu e corect. Adică avem majoritate, nu putem... Asta sunt bine. Sunt atunci rămâne Petru la juridic și rămâne Burniche Florin la... Tot așa, că se poate participa, dar la... Da, a spus și a spus domnul. Da. Deci, dacă vrei, să participe la orice comisie. Deci, atenție, lucrările comisiei sunt doar consultative. Adică cineva trebuie să pregătească materialele pe domeniul respectiv. Oricum, voturile se iau în plen. Deci, comisia nu are niciun fel de putere ia însăși. Da? Bun. Deci dacă suntem toți, avem trei comisii, da? Suntem de acord cu numărul de trei comisii, cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Deci avem majoritate pentru numărul de trei comisii. Acum, domeniile aferente celor trei comisii. Primul domeniu, învățământ, al doilea, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat. Și a treia comisie este Comisia Juridică și de Administrație Publică. Corect? Da. Bun. Sunteți de acord cu aceste trei domenii? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Bun. Votat în unanimitate. Și atunci, ca să nu fac eu vă greșeală, doamna secretar, vă rog frumos să dați citire componenței fiecărei comisii. Deci Comisia Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, Gaman Maria, Gabriel Daniel, Stan Mihaela, Stanciu Georgescu și Anei Felix. Comisia Juridică și de Administrație Publică, Poenaru Mariana. Pelin Cristina. Pelin Cristina. Vârlan Vasile, Miron Costel și Petru Costică. Și Comisia de Învățământ, Sport și Probleme de... Deci de învățământ. Da. Florin, Lucian și bun. Sunteți de acord cu această componență a comisiilor? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Votat unanimitate. În momentul de față avem și cea de-a șasea hotărâre a Consiliului Local de astăzi. Și în momentul acesta avem un Consiliu Local legal constituit cu viceprimar, cu comisii, deci este funcțional. Din momentul acesta vă doresc succes, vă felicit pentru rezultatele de la alegeri și dau cuvântul domnului primar. Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, domnul jurist care a avut bunăvoința de a veni la Bârsănești și a mai investi în funcția de primar al Comunei Bârsănești. Doamna
Carmen Ciontar și doamna Florentina Neamțu, care au venit de la prefectură, preoților, în primul rând, care și au un rol important în această comună. Domnul de la Exclusiv TV, care poate și cu alte ocazii și cu alte ședințe va participa la noi la ședințe. Domnul Bogdan Sieto, care e reprezentantul Partidului Socialist Democrat. Și invitaților. Și indiferent de apartenența politică, trebuie să punem umărul la dezvoltarea acestei comune și să facem tot ce ar fi mai bine ca să ajungem și noi să avem toate utilitățile în această comună, într-un fel mai bine. Mulțumesc. Emoțiile sunt mari. Sănătate și putere de muncă. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă adresez și eu câteva cuvinte din partea domnului prefect Ioan Mica. Mai întâi de toate, trebuie să vă aduc aminte că tot ceea ce a însemnat campania electorală s-a terminat. Din momentul de față, nu mai sunteți adversari politici, nu mai ar trebui să aveți alte opinii decât cele care țin de slujirea locuitorilor acestei comunități din Bârsănești. Pur și simplu, în momentul de față, trebuie să vă considerați că sunteți o echipă care sunteți în slujba celor care v-au votat. În altă ordine de idei, tot ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este să nu îi dezamăgiți pe cei care v-au trimis aici să-i reprezentați. În primul rând și în primul rând, gândiți-vă că pe umerii dumneavoastră nu există doar o povară a voturilor sau a încrederii cetățenilor, ci într-un final este povara unor generații care vor locui în această și să știți că vă vom sprijini întotdeauna. Nu vrem să vedeți în noi niște oameni de la centru, ci pur și simplu niște colegi care populează niște birouri de la Bacău. De asemenea, vreau să vă spun că în momentul în care dumneavoastră vă veți întâlni după această ședință, într-o altă ședință de lucru, trebuie sau este recomandarea noastră ca tot ceea ce hotărâți aici să aduceți și la cunoștința celor care v-au votat. În felul acesta, cetățenii să știe și să participe activ la viața publică a comunității dumneavoastră. De acum, așa cum v-am mai spus, sunteți slujbași ai lor. Ei v-au trimis aici, din banii lor sunteți plătiți, și pur și simplu comuna aceasta este un împrumut pe care dumneavoastră l-ați făcut de la generații de mâine. Vă doresc succes în continuare, vă doresc să nu aveți emoții, vă doresc să respectați întotdeauna legea și mai ales de toate să aveți în vedere că sunteți o familie și o echipă. Felicitări și succes! Înainte de a declara ședința de astăzi închisă, vă fac mențiunea cu tot ceea ce înseamnă certificate, le puteți găsi la doamna secretar. De asemenea, toate cele 6 hotărâri ale ședinței de astăzi vor fi semnate de doamna secretar pentru avizul de legalitate și domnul președinte de ședință și le veți putea consulta, le veți putea avea la dumneavoastră, urmările vor fi făcute publice din momentul în care colegii noștri de la Serviciul Juridic din Instituția Prefectului vor da avizul de legalitate. Vă doresc!